Ca să ne spuneți dacă putem începe. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă. Pentru Ministerul Educației astăzi este un moment special. Una dintre prioritățile noastre strategice este internaționalizarea instituțiilor noastre de învățământ superior. Noi credem foarte mult în capacitatea sistemului nostru de a atrage mai mulți studenți străini pentru a crește sustenabilitatea financiară a sistemului, a genera venituri adiționale care să fie reinvestite inclusiv în beneficiul studenților din Republica Moldova. Și mă bucur foarte mult să avem astăzi alături de noi pe domnul Dennis Johnson, reprezentantul fondului american WNCF, un fond care vine în susținerea acestui proiect, și domnul rector Viorel Bostan, Universitatea Tehnică din Republica Moldova, alături de care vom porni implementarea acestei inițiative. Este o primă rândunică în acest sens, aproape 200.000 de dolari care sunt puși la dispoziția Universității Tehnice pentru a reuși să atragă mai mulți studenți, în special din India, după cum anunțasem și anterior, la două specialități, în primul rând, IT și medicină veterinară. Urmează cu toții să facem un efort pentru ca să reușim să-i aducem în Republica Moldova, să pregătim profesorii, să avem aceste specialități în limba engleză, și am ținut mult să organizăm această conferință de presă pentru a da start acestui efort de internaționalizare care va continua în următoarea perioadă și în următorii ani. Următorul pas pentru noi va fi un proiect mai mare, deja de 1 milion de dolari, cu suportul Băncii Mondiale pentru 4 universități, și suntem siguri că în 2025 vom reuși să mobilizăm resurse adiționale, inclusiv de la fondul UNICEF, inclusiv de la Banca Mondială, pentru a valorifica acest prim proiect pilot pentru care suntem foarte recunoscători. Vreau să mulțumesc pentru deschidere, domnului Johnson, vreau să mulțumesc pentru disponibilitatea de a investi în universitățile din Republica Moldova și ne oferi această oportunitate, și domnului rector Bostan și întregii comunități de la UTM, pentru că, într-adevăr, perspectivele sunt mari, dar este și foarte mult de lucru, iar într-un final, această muncă trebuie făcută de colectivul de la UTM, așa că mulțumim pentru că au acceptat această provocare. Astea sunt elementele de bază. Acum o să-l invit și pe domnul Johnson cu un cuvânt referitor la disponibilitatea dumnealui de a investi în acest proiect. Thank you very much for your support. Thank you. Thank you. I'm Dennis Johnson, excuse me, chair of the board of the Western NIS Enterprise Fund. We were one of 10 funds created by our U.S. Congress back in the late 80s, early 90s, as the fall of the Soviet Union occurred. And our initial purpose was investing in small and medium-sized enterprises to help them transition to Western standards. We began operating in Moldova in 1995. My first trip here was in October of 1995. And we invested $180 million between Ukraine and Moldova between 1995 and 2006. In 2006, we created Horizon Capital, a fund management company, and since 2006, they have raised $1.3 billion in funds for investing in Ukraine and Moldova. And they have several major investments in Moldova right now. In the last couple of years, we have transformed. We still have an investment program in tech companies and small and medium-sized enterprises, but we're also expanding, or have expanded, and are offering programs in a variety of ways to help Moldova move forward, to help improve the economy, to help improve the lives of the people in Moldova. We have, I think, close to 30-some projects we're working on right now. This is now one of our newest ones, and we're very pleased to be a part of this with the Minister of Education. As we all know, education is a key part of progress and transformation in countries, and a part of that needs to be bringing in international students. And working together with the Technical University, we've created a pilot project to focus on a number of students to come in, and we need to do that under the auspices of the changes that need to be made in the legal structure, providing housing for those students, accreditation and structure changes in the educational courses, and all of that going forward. And this is a two-year project, and we're very pleased to be a part of it, and look forward to be a success and to expand to other universities and other countries going forward. So thank you. We're glad to be here.
Mulțumim, domnul Johnson, mulțumim Western NIS Fund. Într-adevăr, peste 30 de proiecte care sunt implementate în Republica Moldova, inclusiv pentru creșterea competitivității economiei, și mizăm mult pe colaborare și mai departe. Și am să rog și pe domnul Bostan să ofere mai multe detalii nemijlocite despre ce va face UTM-ul în acești doi ani. Mulțumesc mult, domnule ministru, mulțumesc mult, domnule Johnson, fiindcă, într-adevăr, cum a spus domnul ministru, este o provocare pentru Universitatea Tehnică, nu este nimic nou pentru noi. Întotdeauna am fost foarte deschiși, am acceptat diverse provocări care le-am dus la bun sfârșit cu rezultate foarte frumoase. Într-adevăr, partea de internaționalizare a devenit, eu cred, una dintre prioritățile cheie de dezvoltare pentru Universitatea din Republica Moldova, din vari motive, dar un motiv este că, da, astăzi noi știm că învățământul superior din Republica Moldova este un învățământ la standarde înalte, recunoscute de mai multe țări, și atunci e și logic să ne uităm și la alte piețe de unde pot veni studenți. Universitatea Tehnică, într-adevăr, și-a fixat drept obiectiv să crească numărul studenților internaționali. Am văzut deja în ultimii doi ani o creștere destul de bună, dar oricum noi vorbim despre cifre relativ mici și am zis că este un lucru foarte important să atingem totuși niște cifre mult mai frumoase. Avem acest potențial. Este foarte mult de făcut. Noi mulțumim Ministerului, pe de-o parte, și Fundației, pe de-altă parte, că ne susține în acest demers. Urmează să întreprindem mai multe măsuri în cadrul acestui proiect. În primul rând, să ne asigurăm de acreditare internațională a programelor de studii despre care vorbim, un program în medicină veterinară, alt program în inginerie software, ambele programe în limba engleză, și vrem să ne orientăm către piața din India și, în acest sens, trebuie să ne asigurăm că calitatea programelor de studii este la cel mai înalt nivel, resursa umană este pregătită să facă față acestor provocări, infrastructura universitară să fie adusă la un nivel care să satisfacă standardele esențiale, astfel încât să servim drept exemplu și apoi să ne împărtășim experiența noastră și cu celelalte universități din Republica Moldova în cadrul a mai multor proiecte de internaționalizare. Încă o dată afirm disponibilitatea comunității academice UTM să inițieze acest program și greul abia începe, domnul ministru. Noi vă mulțumim și vă promitem că vom face față. Mulțumim mult tuturor. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, vă mulțumim mult.